venit să scoată curățistul din de lângă Focșani. Și a zis că de ce vine să se opereze? Zice că am auzit că am să operează ieftin și bine. Da. Deci nu, o să te anestezi, deci de ce vei și o migrăm la chirurg. Nu consider că o dat mult. Managerii de spitale recunosc cu detașare că în sistemul medical românesc doctorii solicită și primesc bani de la pacienți. Cei mai mulți dintre ei s-au opus chiar desfășurării unei campanii anticorupție în spitale, după cum ați văzut în primul episod al anchetei noastre. Totuși, au existat unități care și-au dat acordul pentru afișarea mesajelor care îndemnau pacienții să nu mai dea mită personalului medical. Reporterii Incognito au reușit să pună peste 200 de astfel de afișe în București și în alte orașe. Deznodământul a fost însă șocant. La Spitalul Universitar de Urgență din București am lipit 70 de afișe care conțineau următoarele mesaje. Angajații acestui spital au buzunarele cu sute. Nu primim șpagă, nu luăm cadouri. Aici nu se primesc atenții. Vi s-a cerut șpagă în acest spital sau secție? Anunțați Direcția Națională Anticorupție, DNA. A doua zi am descoperit că din toate mesajele, pe pereți, mai rămăsese doar unul. După o lună, dispăruse și acesta. Directorul adjunct, doctorul Radu Costea, nu s-a arătat surprins de acest rezultat. Și voi vreți la bârlogul lucrurilor, vreți să rămână alea să stea, nu știu. Am tot sperat, noi am sperat, nu știu. Astea sunt alea care, știi cum e? Alea trebuie să trebuie puse și tot puse. Da. Sunt pierde dinainte calculate. Directorul administrativ Mircea Radu și un coleg de-al său au admis fără reținere că mita nu poate fi extirpată din sănătate. A fost la început o campanie de spagă și am spus bine, în acest spital nu se... Da, dar vreau să începem spitalul de zonă cu sute și nu primim spagă, vreau să spagă la bără. Da, nu, două infirmiere de la Spitalul Sfântul Ioan din București, cea de-a doua unitate unde am montat afișa anticorupție, susțin că au salarii prea mici pentru a refuza atențiile pacienților. Dar dacă primești la cineva, ceva să spună că refuzi. Că nu refuzi, hai să fii serios. Rămâți, eu nu știu, să le-am refuzat la salarul pe 6 milioane. Asta e adevărat. Dar a venit vreo unul să-mi dea vreo 1 milion, n-aș fi 1 milion cu tot în acolo. Acum de revoluția de creștere. Și m-a dat să zici, bai, dar bai, nu, dar nu, dar mare și nu vei. O doctoriță ne-a avertizat că afișele nu vor rezista în Spitalul Sfântul Ioan. Motivul? Acestea vor distruge zugrăveala. Nu vrem acum dau eu afișul, dar vreau să fie alții care le rup. Și în momentul în care cade boxeaua de pe pereți, cine zugrăvește, stimate domnule? Nu, 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 de altfel, după numai o zi, la Spitalul Sfântul Ioan au mai rămas lipite doar 5 afișe. O lună mai târziu, nu mai erau nici acestea. Cine le-a dezlipit? Portarul unității arată hotărât către medici. Am văzut că sunt afișele. Am fost ieri. Da, știu, bă, asta nu știu cine. Eu, când am plecat, m-am lăsat aici. A, incredibil, nici măcar o zi n-a reușit să fac. Asta nu mă știu. Eu știu, bă, știu. Nici o zi. Mesajele antișpagă nu au avut viață lungă nici la Spitalul Municipal din Timișoara. Recordul a fost atins însă de Spitalul Municipal din Arad, unde afișele au fost distruse în numai 3 ore. Atenție! Ce? Ia, pune și cu altă. De unde vine asta? De unde vine asta? De unde vine asta? Suntem în ONG. Poftim? În ONG suntem. Cine le lăsă? Doctorul sau? Director de la BSP. Directorul Direcției de Sănătate Publică Arad, dr. Nicolae Mârza, a negat că ar fi cerut scoaterea afișelor.
Pe de altă parte, în ciuda insistențelor noastre, directoarea Spitalului Municipal Arad nu a mai putut fi contactată. Experimentul realizat de România Liberă demonstrează situația aberantă în care a ajuns sistemul sanitar. Medicii, care în orice stat civilizat sunt considerați elita societății, au decăzut atât de mult în România încât au ajuns să distrugă afișe care nu fac altceva decât să îndemne oamenii la respectarea legii. Cum poate fi salvată această categorie profesională? Răspunsul ar trebui căutat de întreaga societate românească.